Până pe 8 mai, ghișeele Casei de Asigurări de Sănătate Gorj vor fi deschise între orele 8 și 18. Programul a fost prelungit pentru ca și cei 5.000 de gorjeni care nu și-au ridicat cardul să poată intra în posesia acestuia. De la 1 mai, actul a devenit obligatoriu pentru orice asigurat care dorește să beneficieze de servicii medicale, astfel încât activarea acestuia este imperios necesară. În momentul de față este stabilit ca la 1 mai la nivel național să înceapă utilizarea cardului. La nivelul județului Gorj vorbim de aproximativ 255.000 de persoane care au intrat în posesia cardului, dintre aceștia aproximativ 90.000 reprezentând circa 35% din populație deja și le-a activat. Iar începând de la 1 mai, practic, serviciile medicale, cu excepția, bineînțeles, a copiilor 0-18 ani și a serviciilor de urgență, vor fi făcute numai pe baza cardului de sănătate sau a adeverinței înlocuitoare. Numai că, deși ridicate cardurile, nu pot fi activate din cauza blocării sistemului informatic. O altă problemă o întâmpină cei care au rămas neprinși în sistem. De pildă, astăzi, o bătrână internată la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu nu a putut fi externată pentru că nu a prezentat cardul de sănătate. După un drum la Casa de Asigurări de Sănătate, bătrâna a făcut rost de adeverința valabilă 3 luni, document pe baza căruia a scăpat de plata cheltuielilor de internare și care îi va permite să se trateze în continuare gratuit.